Pe scurt e cam așa. Unii mănâncă și foarte important, se filmează în timp ce mănâncă. 안녕하세요, YouTube friend. 이제 외국분들이 보시기에는 먹방이 도대체 저게 왜 하는 거고 어떤 방송이냐고 궁금을 많이 하실 것 같은데. 스타일은 부친. 스타일 먼저 시 se filma și se filmează cum mănâncă și se filmează și altul cum mănâncă. Păi da. Păi tu cum mănânci? Fără să te filmezi? Da. Frumos e că făcând asta, unii ajung la peste 5 milioane de abonați. Și dacă mănâncă bine de tot, cu un video pot atinge și chiar depăși peste 16 milioane de vizualizări. 16 milioane, doamnă, mâncați-aș gura ta, cupați-aș tălpile tale, 16 milioane de view-uri, bă, oameni buni, bă. Bă, uite, mă, una care mănâncă un lighean de nudel și are 16 milioane de vizualizări. Mă. Da, mă, dar are și 5,2 milioane de subscriber, doamne ferește, și mai ca precisă, bă, m-a luat leșin, o fi de la Supradino, la dragi să mai nu știu, dar nu cred. Să ne liniștim, e doar vorba de mukbang. 같이 먹는 거죠. Asta e mukbang? Asta e mukbang și e mega trend. Bă, ăștia oricum mi se par niște cretini, dar să ajungi și la asta, mă. Deci să mănânce în fața camerei și să fac așa? Păi, ca să fii aproape, mă. Să fii conectat cu oamenii din jur. Eu cred că le avem și noi pe ale noastre, mă. Chiar, mă, noi nu avem nimic, mă, specific. Pe YouTube? Probabil pe YouTube, bă, da, avem băieței care se filmează cu ce fac în viața lor de zi cu zi și sunt influenceri. Da, mă, știu ce zici, dar nu e un specific local. Nu e specific. Fac peste tot în lume. Poate pentru ei e dubios, că uite, ei măcar se filmează mâncând, se gândesc, uite, frate, eu măcar fac ceva ăla, doar stă prin casă. Ce cu? Aici e o problemă. Hai, bă, totuși, hai să o percepem așa cum e. Un om mănâncă în fața unei camere, da, și un alt om se uită la el și face plăcere că vede treaba asta. Ai fi surprins să afli că se întâmplă asta și la noi? Bă, da, aș fi surprins, pentru că la noi încă există varianta asta de free porn, internet. Poți să uiți și la alte lucruri. La asta poate că fiind așa, ei, ai văzut filmele porno de la ei? Că sunt blurate. Nu prea se vede exact ce se întâmplă acolo. Și înțelegi, oamenii au zis, bă... E o nevoie de satisfăcută. Hai să facem cu mâncare. Măcar vezi gura și vezi ce intră în ea. Anyway, asta este tot ce am luat. Le pun la încălzit și mă întorc imediat și mănânc cu voi. Câți abonați are? Are aproape 100 de mii. A, 100 de... Băi! Da. Cașcaval pane, inele de ceapă și călămari. Hai să vedem. Delia mă copiază. Bă, mă, fac canalul ăla total greșit. O să mă duc acasă să schimb totul. Și ormei mie foarte, foarte freaking foame. Cu ultima oară când am mâncat calamari așa nu mi-au plăcut. Lăsă ce. Mă gândesc la asta, știi că am 120.000 de subscriber pe canalul meu de YouTube, oameni care s-au abonat ca să le pun chestii. Fata asta are 95.000. Aproape. Vezi că suflă în ceafă. Problema e, știi că sunt unii care mă ceartă. Dom'le, că vrem content, că vrem să ne dai spectacole, că vrem să nu știu ce. Când vezi una ca asta care mănâncă la cameră, 38 de minute, are 236.000 de view-uri și subscriber 95.000, te întreb, bă, până la urmă, care e rostul? Cine se uită la asta? De ce? Adică care e scopul? Scopul e să umpli alea 24 de ore într-o zi, Maria. Tu crezi că e așa simplu pentru toată lumea? Sunt 24 de ore, ok, dormi 8 din ele. Cât timp s-a? Mai rămân? Ia, fă o socoteală să vezi. Mă duc eu acum acasă. 16 ore, păi tu îți dai seama? Nu, împarte la minute să vezi. Înmulțește 16 cu 60 să vezi cu... După aia cu încă 60 ca să vezi cum trece timpul așa pentru unii. Pac, pac, pac. Nu știu cine se uita. Dacă se uită cineva, habar n-am. Te-am zis că poate e fain, e entertaining. Nu, deci eu sunt de acord cu multe dubioșenii pe lumea asta, dar asta e prea mult pentru mine. Nu înțeleg de ce, adică nu-i văd scopul, nu înțeleg. Nu știu ce e sosul ăsta, dar e foarte mare. Poate nu înțelegem noi ce se întâmplă.
Dar cum ar fi, bă, Andy, noi doi? Hai că să ne luăm, uite, noi ca reper. Da. 40 plus, câte doi copii, familii, serioși. Da. Să ne întâlnim așa la tine pe terasă într-o seară, să facem un chardonnay, să mâncăm o măsliniuță și să zic, băi, ești gata să o facem? Da. Hai, dă-i drum. Și 38 de minute ne uităm la asta cu mănâncă, băi, și râdem. Bă, ce dracu, mă, noi suntem oameni serioși, cum să ne uităm la așa ceva 38 de minute? Bă, tu înțelegi că numai un om bolnav la cap se poate uita la alt om care și ăla e bolnav la cap de mănâncă la cameră? Oh! Hi, Mr. Mujuran. Bă, poate că nu pot eu să fac asta, că mănânc rău. Mie îmi rămâne grăsimiță în barcă. Eu și mănânc de dietă. Și când mănânc cârnăciori, așa e la noi, la Olten, mă, neamul meu. Din partea lui tata la Cioroiu, Osica, Fălcoiu, noi când mâncăm, ne rămâne în barbă. Unul la mână, doi la mână. Eu când mănânc, n-ai cum să te abții. Vrei să mănânci și tu. Și cum faci? Eu târziu, pe la 24 de ani, am văzut oameni care mâncau gura închisă și am crezut că-s bolnavi. Înțelegi? Așa, mă gândeam la niște chestii care vreau să le povestesc în mukbang-ul ăsta și am zis că le scriu pe foaie, că o să uit cu siguranță. Și surpriză, chiar am uitat. Mă, de ce să mă filmez? Poate că de asta nu înțeleg. Nu m-aș filma niciodată să mă vadă lumea cu mâncare din gură, cum aia, nu știu ce. Asta mănâncă frumos. Bă, ce stilul, dracu, dezvine. Dar eu cred încă o dată că ăștia care se uită la așa ceva sunt atât de bolnavi încât la un moment dat uită că asta mănâncă. Așa. Și zic... E, asta zic. Înțelegi? Omul zice... Bă, ce bine mănâncă. Bă, și dacă unul a început la mișto povestea asta, să vadă cum e. Cum eu cred în continuare că fac designerii, mă, cu anumite haine. Deci unul zice, strâmtează-mă pantalonia. Bă, numai în cap. Strâmtează-i, mă, și mai mult. Hai că o să-i vezi, o să chinuie. Păi și umblăm noi cu ei. Deci îi spun, am unii, pe cuvântul meu, nu râde Maria. Bă, nu-mi intră gambele. Trebuie să fii scutit la sport ca să poți să intri în anumiți pantaloni ăștia. Și te duci când ai intrat, s-a terminat, așa ești, înțepenit la masă. Adică să te ferească Sfântul să trebuie să te miști. A plesnit cu sătura, indiferent, trebuie să o coasă cu ceva, nu știu. Ce bună e asta! Și aia râd, mă, aia râd. Primul a râs de, îți dai seama, s-a rupt, s-a umplut de bani, după aia nu-l mai interesează. Restul, în trend, s-a creat trendul, gata. Să facem, da. Unul într-o zi, îți dai seama ce a avut. Ia pune-mă camera aia pe mine. Eu fi zis, Costele, stai mă că ești la masă, ce n-ai. Tocmai am comandat acum de la fast food-ul ăsta 40 de caserole. Pune-mă camera pe mine când îți zic. Să vezi că facem bani, hai mă. Ascultă-mă, băi. Mamă, dar așa trebuie gândit. O să ne înjure lumea. Pune-mă să vezi tu dacă nu o să discute și în România o să ajungă să discute despre noi. Apropo, bă, Thomas. Copilul minune. S-a rupt și tu aici 10 meniuri când ți-am făcut reclamă. Băi, și știi care e teama? Ai dreptate. Fii atent. Zi. S-ar putea, dracu, să ne placă, că noi suntem și perimați puțin. Noi nu prea știm ce facem, că muncim non-stop. Și dacă nu te-ai uitat până la capăt, poate că după minutul 20 zici. Păi! Ceam, hango cu noi instantul ramen. Prădă că bocând mi-o mă... După aia ajuns să... Deci am ajuns acasă, au curcat copiii, da. Pune și mie un mukbang din la acasă. Păi finala Champions League, dă-le dracu, parcă nu știi. Dau unii gol, câștigă cupa. Pune mukbang, că eu vreau să văd cum mănâncă noodles. Deci n-are cum. Trebuie să vorbesc cu Pavel Bartoș. Ce oamenii ăștia, frate? Trebuie să vorbesc cu Pavel Bartoș, mă. Noi dacă filmam, doar la noi, în cabină, acolo. Nu trebuie neapărat. Înainte de preselecții, de live-uri. Băi, nu regele mukbang-ului ar fi Pavel. Tot, rege împărat și faraon în același timp. Aoleu, doamne. Mamă, și Pavel, bă, chiar ar și trăi. Adică n-ar juca-o pentru bani sau ce. Nu mai are el nevoie, oricum. Ideea e că... Să bucură că mă, el chiar să bucură. Da. Dacă mănâncă 5 boluri de alea, așa, atunci merită să te uiți la ea. Că eu cred că și explodează la un moment dat. Ia uite, bă, ce gustos e, mă, ce fac ei. Lumea evoluează. Eu cred că dacă... Mamă, de ce nu mai trăiesc în realitate de foarte mult timp? Este foarte clar. Deci... Asta are 5,2 milioane de oameni pentru că mănâncă în fața camerei. Și la un video poate să ducă spre 17 milioane de view-uri. Pentru că, din nou, mănâncă în fața camerei. E o atitudine responsabilă, să știi că nu... Eu am învățat ceva astăzi, să știi. Doamne, caractere! Torina l-a dat ceva... E ea pe Caraila! Eu cred că la un moment dat YouTube-ul el, dacă există ca om, la un moment dat o să subcombeze. La ce e, o să zică, bă, ia gata. Ia gata.
și se împușcă. Ce să mai zic? Să ne fie de bine și pe săptămâna viitoare.